Telenovela cu desemnarea fostului deputat socialist Vladimir Țurcan în funcția de magistrat și chiar președinte al Curții Constituționale a scandalizat o bună parte a simpatizanților PAS și PPDA, inclusiv datorită biografiei sale nebuloase. De exemplu, în presă au fost publicate recent dezvăluiri potrivit cărora în anul 2009 Vladimir Țurcan ar fi negociat cu protestatarii din 7 aprilie arborarea drapelului României pe clădirea președinției. Gestul a servit atunci drept prilej de a acuza Bucureștiul de provocare a protestelor violente. A trezit reticență și poziția fostului deputat socialist față de denumirea limbii oficiale de Republica Moldova. Nu este important cum se numește limba. Întrebările de genul ăsta sunt întrebările care, fiind aruncate în societatea care este foarte politizată, poate să ducă doar la dezbinare. Promovarea lui Vladimir Țurcan la Curtea Constituțională a nemulțumit fruntașii blocului acum și a provocat fisuri chiar în interiorul Curții Constituționale. Judecătoarele Domnica Manole și Liuba Șova și-au expus public nemulțumirile, iar ultima a declarat că alegerea lui Țurcan ar fi fost aranjată, iar decizia ar fi fost luată în altă parte decât la Înalta Curte. Anterior s-au indignat pe rând premierul Maia Sandu, deputații Octavian Țicu, Iurie Reniță și ministrul Andrei Năstase. Dar această mânie proletară a exponenților blocului acum nu este decât o mască, pentru că anume deputații PAS și PPDA au votat cu minte pentru numirea lui Vladimir Țurcan, fruntaș al PSRM, în funcția de judecător la Curtea Constituțională. Și magistrata Domnica Manole a recunoscut deschis faptul că a fost selectată după criterii extra-profesionale. Eu merit, domnule Candu, să mă aflu în lista judecătorilor Curții Constituționale. Eu 3 ani am fost pe baricade în Republica Moldova și am luptat pentru respectarea legii și respectarea Constituției. Deci să înțelegem că dumneavoastră meritați să deveniți judecător la Curtea Constituțională deoarece ați participat la proteste și ați stat pe baricade? Asta e! Câteva concluzii la acest subiect. 1. Curtea Constituțională este încă o redută cucerită de către Partidul Socialiștilor cu ajutorul blocului acum. Iar alegerea lui Vladimir Țurcan în calitate de magistrat reconfirmă acapararea unor importante instituții publice de către socialiștii lui Igor Dodon. Între acestea, Procuratura Generală, Serviciul de Informații și Securitate, Ministerul Apărării și acum Curtea Constituțională. 2. Reacțiile liderilor PAS și PPDA la promovarea lui Vladimir Țurcan sunt tardive și inutile. Ele demonstrează incapacitatea fruntașilor acum de a anticipa strategia socialiștilor, iar PSRM și-a propus scopuri mari, preluarea celor mai importante instituții publice în perspectiva alegerilor locale, prezidențiale și eventual a celor parlamentare anticipate. Trei. Blocul acum a promis solemn depolitizarea funcțiilor publice și restabilirea încrederii în instituțiile statului. Și această promisiune a fost călcată în picioare de către liderii PAS și PPDA. În cele mai importante fotolii sunt promovate persoane dubioase și activiști de partid cu abilități profesionale îndoielnice. 4. Cazul Țurcan ar putea provoca o nouă fisură serioasă în betonul alianței PSRM acum, înaintea alegerilor locale din această toamnă. Putem presupune că aceste disensiuni sunt alimentate chiar de liderii socialiștilor, care ar dori să rupă coaliția PAS și PPDA. Poziția lor poate fi explicată simplu. După ce au preluat controlul asupra celor mai importante instituții publice, mariajul cu blocul acum nu mai are niciun rost. Bernard Shaw spunea, atunci când un om prost face ceva de care se rușinează, el declară întotdeauna că a fost datoria lui să facă asta. Bună seara!